Despre înșelare și despre războiul cel din dreapta al celui rău, partea a cincea. Cu 50 de ani în urmă, monahul Pahomie din Rodestov, Tracia, trăia cu semenii săi călugări în chilia Sfinților Apostoli de la Sfânta Ana. Adesea el povestea cum a trăit în chinovie cu monahul Zaharia, un dascăl ce tradusese lucrările sfântului Teodor Studitul. După un timp de la traducerea acelor lucrări, el a fost adus la chilia lui Avacum, la sfânta Ana. Acolo a trăit singur pentru tot restul vieții sale. În același timp trăia pe Sfântul Munte preasfințitul Nil Carpatos, care avea obiceiul ca la fiecare sărbătoare a Sfântului Atanasie al Lavrei să-i viziteze pe părinții cunoscuți lui, din pustie și din schituri. De asemenea, în fiecare an îl vizita pe dreptul dascăl Zaharia. Dar, într-un anume an, nu a făcut așa, ci imediat după praznic s-a întors la locuința sa. În această faptă, diavolul a văzut posibilitatea de a-l înșela pe Zaharia. Într-o seară de vară, pe 7 iulie, în timp ce stătea în curtea sa, afară, Zaharia a auzit niște pași și apoi a văzut un bărbat apropiindu-se care părea a fi episcopul Nil. De ce te deranjezi să vizitezi o cunoștință nevrednică, mai ales pe timp de noapte?" a întrebat el. Și chiar atunci când a întrebat acestea, el a făcut o plecăciune până la pământ, pregătindu-se să-i sărute mâna ierarhului. Presupusul episcop a întins mâna dreaptă ca să-i o sărute, dar în loc să-l binecuvânteze, l-a împins jos și l-a făcut ca pe unul mort, căci el nu era de fapt episcopul Nil, ci însuși diavolul. De îndată ce i-a sărutat mâna, diavolul a dispărut, luând și harul pe care Zaharia l-a avut și lăsându-l întins pe pământ. Dimineața, un frate care venea să-l vadă dintr-un motiv personal l-a găsit în această stare. Chiar atunci a alergat și a chemat pe preoții schitului, care i-au făcut Sfântul Maslu și au citit rugăciunile Sfântului Vasile. De asemenea, l-au binecuvântat cu sintele Moaște și după aceste îngrijiri, treptat s-a făcut bine și a luat și niște mâncare. În tot restul vieții sale, el a mărturisit adesea. Am scris multe lucruri, am fost în multe locuri ale lumii, însă diavolul m-a înșelat ca să mă plec înaintea lui. Eu, prostul de mine, ar fi trebuit să fac semnul Sfintei Cruci înainte de a-i săruta scârboasa mână astfel n-ar fi putut să stea. Înfrânt de o armă neînfrântă, ar fi plecat fără să-mi facă rău. Odată când a venit un teolog lângă bătrânul Iosif, locuitorul în peșteră, bătrânul a simțit un miros urât. El i-a adus acelui bărbat la cunoștință acest lucru, sfătuindu-l să meargă și să se spovedească. Cauza acelui miros era credința aceluia privind teoria evoluționistă a lui Darwin.